luați 10 ardei dintr-o dată, nu! Pe mine și unul singur mă cam sperie! Voi încă n-ați văzut ce porție am eu! 100 de ardei, iuți! Ce coșmar! Hey! Reveniți-vă, ne putem descurca cu asta! Vă arăt eu cum! Uite, asta a fost! Se pare că m-am grăbit să mă bucur! Oh my God! Monica, e rândul tău să suferi! Yes! Dacă insiști, Emma, bine! Cu atât mai mult că am o super idee! Yeah! Voi face un cocktail și îl voi bea într-o secundă! Sunt curioasă cum va ieși! La cea mai mare viteză! Gata! Stop! Stai, Monica, ai uitat ceva! Uite, așa e mai bine! Poftă bună! Ombreluța asta doar mă încurcă! Nu te miști rău deloc, bravo! Acum vine incendiul! Ah, umbreluța a luat foc! Un adevărat show cu fachiri, foarte tare! Acum, Betty! De ce mi-ai adus aminte, Emma? Adună-te, eu cred în tine! Haide, gura mare! Încă un ardeiuț! Și încă unul! Ajunge! Pare că au fost prea mulți! Ce incomod! Poate mai merge unul? Mersi, Emma, sunt sătulă! Poți să iei pe toți pentru tine! Acru! Nici nu vreau să mă uit la asta! Doar privind muntele ăsta de lămâi mă acresc toată! Nu mai râde, Betty! Începe! Mi s-a strâns gura și tot corpul! Văd că nu mai ești la fel de încântată ca la început! Hai, Monica, acum tu! Fetelor, o pasăre! Ah, ba nu, în partea cealaltă! Unde e? Au crezut, trebuie să scap rapid de astea! Ce e asta? Doare! Limete? Ce acritură, ce să mă fac? Mi se pare că știu de unde au apărut. Se rezolvă imediat. Cred că ați pierdut ceva. Vă rog. Nu trebuia. Mersi, Suzy. Nu mai vreau. Emma, nu te supăra pe mine, dar acum e rândul tău. Oh, no! Cât de mult suc acru! Mănâncă, mănâncă! Uite, încă ceva! Mă descurcam și fără ajutorul tău, Betty! Și eu vreau să iau parte la asta! Din cauza voastră m-am transformat într-un lămâi! Îți vine bine! Priviți! E gumă! Wow! Wow, îmi place! Hey! Și mai e ceva! Mărimea asta chiar e pe gustul meu! Tare! Yes! Presimt că pe mine mă așteaptă ceva măreț! Nu m-am înșelat! Ce gumă uriașă! Gata cu vorbăria, să începem! Aromă de mere îmi place! Văd că Monica nu glumește!
o întoarcem cu picioarele pe pământ. Oh, no! Ceva tare! Ah, o goangă! Păstea! Puteai să o arunci în altă parte. Trebuie să te ferești la timp. Sper că acum asta să-mi schimbe starea. Oh, da, instant mă simt mai bine. Emma, ce mă bucur pentru Betty. A fost super delicios. Sunt sigură că guma mea e cea mai bună. Doar uitați-vă câtă e. Gust intens de ananas. Minunat. Emma, mai puțin și explodezi. Nu te îngrijora, mă descurc. Sunteți gata să vedeți un balon uriaș? Atunci încep! Ce tare a ieșit, da? Ne putem juca cu el, e ca o minge. Se pare că nu mă pot opri. Nu-l apropia de mine. Scuze, nu-s eu de vină. Ce popit drăguț. Păcat că e doar unul. Mai bine decât nimic. What? Emma n-are noroc. Nu mai pot. Am mare nevoie să mă joc cu popitul meu. Ce e asta? Ciocolată! Înseamnă că-l pot mânca. Trebuie să înveți să împarți, Betty. Prea târziu, deja l-am mâncat. Și farfuria e a mea. Nici nu mă așteptam la altceva din partea ta. Poate Monica va împărți și cu mine? Cum adică? Se pare că nu e comestibil. Sunt popituri adevărate. Ce tare! Ce-a apucat-o? Aveți răbdare, acum veți vedea. Un cub Rubik din popituri. O adevărată minune. Bravo. Voi doar nu vă pricepeți la jucării fantastice. Se pare că e pentru mine. What? Uite și mai multe. Mai multe. Vreau mai multe. Poate prind și eu ceva. Știam eu că se va produce un miracol. Ce bine miroase. E jeleu. N-am nevoie de cubul ăsta. Și eu vreau dulce. Stați, sunt ale mele. Luați-vă mâinile. Eu plec. Bine, oricum ne-a rămas și nouă. Iau și asta cu mine. Ce mărime spectaculoasă. Eu am mai mulți. Vă certați degeaba. Uite așa, da. Calitate, nu cantitate. Sunt sigură că e super gustos. Incredibil! Îl voi înfuleca pe tot, până la ultima frimitură. Aproape că am pierdut umplutura. În sfârșit rândul meu. Ce grei sunt, nici nu știu cum să-i apuc. Îi voi pune pe o sabie. Ia-o de aici! Am treburi mai importante. Parcă ar fi o frigăruie de burgeri. Deloc rău. Gata.
să-mi pocnesc degetele. Mă așteaptă o grea, dar super delicioasă provocare. Asta numesc eu apetit sălbatic. Doar ce am început. Ai o burtă ca un balon. Ce moale e. Mie îmi place. De-abia aștept să aflu ce-i sub capac. Wow, e un extintor dulce. Trebuie să-l gust numai decât. Îmi place. Mai vreau. E prea puțin. Vreau mai mult. Cred că-mi voi mânca mâna. Wow! Acum tu, Emma. Cum spui? Grozav, și eu am unul. Sper să nu fie mai puțin gustos. Te dai pe lângă gură. Ai dreptate, nu-mi iasă. Deși e foarte gustos. Cred că trebuie să ne unim forțele. Deschide gura, eu o să stropesc. Deși nu cu ceea ce crezi tu. Petrecerea cu spumă începe! Nu înțeleg, de ce sunt plină de spumă din cap până în picioare? N-am idee. Ghinion! Haideți să deschidem împreună de data asta. Wow! Wow, sunt hot dogi! Eu am un crembuște albastru, iar tu roșu. Wow! Propun să gustăm cât mai repede. Wow! Începem cu sosul. Ador mult ketchup. Hot dogul perfect. Ce bine că mai rămas sos. O să-l mănânc și pe el. Acum sunt gata. Înseamnă că e rândul meu. Nu prea-mi dă încredere ketchupul ăsta albastru. Dar n-am de ales. Trebuie să-l gust. Arată neobișnuit. M-am temut degeaba. E foarte gustos. Neașteptat. Emma, ce-i cu tine? Sunt șocată. Și mai sunt și toată albastră. Ce coșmar! Mi se pare sau asta e o toaletă? Nu arată prea apetisant. Și înăuntru are ceva. Trebuie să mă uit mai îndeaproape. Aha, am înțeles! Bomboane pocnitoare! Voi pune acadeaua în ele. Cât de plăcut pocnesc pe limbă! Mai vreau! Mai e un Chupa Chups aici! Le voi lua pe amândouă deodată! Văd că ți-a plăcut! Și încă cum! Dar uite, numai ce am început și bomboanele deja s-au terminat! Atunci voi ridica și eu capacul! Așa și credeam! O toaletă albastră! De ce ai tras apa, Mary? Erau bomboane pocnitoare! Uite, e gol! Nu-i nimic, imediat rezolv problema asta. O să-l desfund. Gândește-te la ce ai făcut, Mary. Iar până atunci eu mănânc Chupa Chups cu bomboanele tale. Și chiar că e foarte gustos. Nu mă pot opri.
Ce bomboane lungi, grozav! Ce noroc! Interesant, oare ce gust au? Îi dăm drumul? Știe, mami, aduc aminte de bețele de tobe. Mai tare, Mary! Ce grozav e! Bravo! Ești nemaipomenită! O, roșesc! Nu trebuia! Haideți să trecem la farfuria ta! Ok! Așa credeam! Bomboane albastre! Sunt sigură că nu-s mai rele decât ale tale! Mai vreau! Îmi plac așa de tare! Ce e asta? Emma, uite-te în farfurie! Ce coșmar! E un șarpe! Nu-mi cred ochilor, sunt căpșuni proaspete! Asta numesc eu noroc! Uite ce coaptă e, miroase a vară! Te invidiez puțin! Și am o idee! Voila, și felile de căpșună pentru mască sunt gata! Pot să mă relaxez și să mănânc în același timp! Grozavă idee! Sper să am și eu tot căpșuni! Și n-am greșit! Exact asta este! Voi face un cocktail de căpșuni! Dați-mi blenderul! Thank you. Să punem căpșunile aici, punem capacul și dăm drumul la viteză maximă! Gata! Un cocktail albastru! Spune și tu, e foarte frumos! N-am cuvinte, e minunat! Mai rămâne doar să-l gust. Simt gust de căpșun albastră. E așa de neobișnuit și de răcoritor. Răcoritor? Ce zici dacă adăugăm puțin iute? Să vedem ce mai zici acum. De ce e așa de iute? Ajutor! Ard! Eu chiar n-am nicio idee! De data asta eu încep! Trandafiri albaștri, e nemaipomenit! Sunt comestibili! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ce drăguți sunt! Îmi pare și rău să-i mănânc, dar nu mă pot abține! Foarte dulce, sunt super! Pot să gust și eu? Bineînțeles că nu! Fie, mă voi uita ce am eu! Trandafiri adevărați, ce frumos! Și eu vreau un buchet adevărat! Scuze, dar e al meu! Ce crezi că faci, Mary? Îmi îngrijesc florile să mă bucure pentru cât mai mult timp. Eu totuși voi lua unul. Hey! Mâinile acasă! Am înțeles, gata, nu mai fac! Să ții minte! Gel dulce! Și al meu, doar că e roșu! Probabil e de vișine! Să-l gustăm! Wow, ce lingurițe grozave! Și mie îmi plac! Cred că în combinație cu gelul vor fi grozave! Ce frumos curge, nu mă pot opri! Scuze,
problema, nu mă pot abține. Uite, ai stricat tot. N-am stricat, doar am gustat. Iar acum voi gusta gelul de vișine. Apropo, n-am nevoie de linguriță. O să o las pentru final. Am vrut să-ți fac o propunere interesantă. Vrei să guști din gelul meu? Cu plăcere! Atunci dă-mi voie să te servesc. Doar că nu cu ceea ce crezi tu. Ce zici de niște pastă de dinți? Ce bună ești, Emma! Mulțumesc! Ce gust oribil! Eu credeam că-ți va plăcea. Să ridicăm împreună. Caramele! Wow! Exact, chiar ele! Sunt gata să gust prima. Uite cât de mult gem dulce. Trebuie să mă scap mai rapid de ambalaj. Așa e mult mai bine. Începem. Oare ce gust are gelul ăsta? Îmi place, dar nu-mi dau deloc seama din ce e. Poate e clay? Să vedem cum îți mai încerci bomboanele acum. Gata cu prosteala. Trebuie să punem rapid gel pe caramele. Combinația perfectă. Sunt gata să continui. Bombonico, vino la mine. S-a lipit. Așa se pare. Au, fruntea mea. Ce ghinion. Ai făcut-o intenționat? Știam eu. Gata cu plânsul, asta îmi strică apetitul. Și eu vreau să gust bunătățile. Gel roșu și bomboane roșii. Sunt sigură că e delicios. Imediat îți voi dovedi că nu-i chiar așa. Ține guma mea de șters. Dumnezeiesc! Voi mânca până la ultima frimitură. Ceva nu-i bine. E o trampă. Asta nu-i bomboana mea. Ce intuitivă ești, Mary. M-am supărat pe tine. Monica, Katie și Ted își petrec vremea împreună de minune. Ted este cel mai fericit din trioul nostru, iar asta e de înțeles. Doar are un munte de burgeri. Monica efectiv a înghițit singurul său burger. Asta da viteză. Katie nu se lasă mai prejos și își demonstrează și ea talentul în materie de înfulecat burger. Super look, dragă! Ted vrea să facă impresie, iar pentru asta construiește un turn de burger. Cu toții am visat să facem asta, măcar o dată. A construit ceva și a te asigura că nu se va dărâma într-o secundă sunt două lucruri total diferite. Turnul n-a fost trainic, dar gustul e tot ceea ce contează. Oh, wow, pe bune! Mentos și cola? Cu toții știm ce este dintr-o asemenea combinație. Înspăimântat și cu mâinile tremurânde, Ted își desface doza de cola. Ok, asta a fost dezamăgitor. Putem răsufla ușurați, iar Ted poate lua liniștit o gură din sucul său. Ah!
Ok, acum e rândul lui Katie, iar lucrurile sunt pe cale să devină serioase. Sticla ei e mult mai mare. Bum! Răcoritor! Păcat că lui Katie nu-i mai rămâne niciun strop de cola de băut. Poate doar dacă și-ar scurge bine hainele. Ultima, dar nu cea din urmă, Monica. Asta cu siguranță va fi o explozie puternică. Îți recomand să te îndepărtezi și tu de ecran, ca măsură de protecție. Ce lovitură! Toți au fost prinși sub valul de cola. Să nu încerci așa ceva acasă, părinților tăi nu li se va părea deloc amuzant. Avem înghețată, avem linguri, dar nu se prea potrivesc mărimile, nu-i așa? Fiecare dintre eroii noștri a primit o asemenea pereche. Foarte amuzant. Monica îi dă bătaie, dar fără vreun rezultat pozitiv. Așa că își folosește degetele pe post de tacâm. Puțin cam dezgustător, dacă e să fim sinceri. Dar la fel ca manierele, înghețată a dispărut și ea. Ted a primit totul exact pe măsura potrivită. O lingură medie pentru o cutie medie de înghețată. Ce dezastru, Ted! Katie, asta înseamnă că e rândul tău. Găleata de înghețată e pur și simplu imensă. Îți va lua o eternitate să o mănânci cu așa linguriță mică. Ceilalți doi prieteni adorm în așteptarea lui Katie. Cât timp a trecut? Oho! O zi? O săptămână? Un an? Oh, s-a transformat într-un țurțur! Ce e cu porția asta sărăcăcioasă? Nici Ted n-o duce mai grozav. Ha, farfuria lui Katie e complet goală. Nu-i corect deloc, așa-i? Nimeni nu-i prea fericit, dar Monica știe că o bomboană e mai bună decât nicio bomboană. Ted, nu ești tu cam zgârcit, oare? Zgârcit, dar și mereu spectaculos. Asta da schemă. Totul devine din ce în ce mai ciudat. Ce-i cu umbrela? Nu s-a anunțat ploaie? Ah, cel puțin nu ploaie obișnuită. Dar s-a pus o furtună de Skittles. De-ar fi ploaia mereu așa de dulce. Ploaie de bomboane și viscol de înghețată. Asta ar fi minunat. Yeah! Ted, Monica, ce-i cu fețele astea? Da, unele bomboane au ajuns pe unde nu ar fi trebuit, dar asta nu-i mare brânză. E timpul pentru festin. Un Kit Kat. Și ție-ți plac batoanele astea dulci și crocante. Cu cât mai multă ciocolată, cu atât mai gustos. Monica e în delir. O, dragă, cred că ai nevoie de un calmant, chiar acum. Ted nu mai întârzie, își începe mica porție de Kit Kat. Atât de crocant. Pur și simplu muzică pentru urechi. Katie? Wow, totul sau nimic, scumpo. Destul de înspăimântător pentru auditoriu. Ok, acum partea cea mai interesantă. Monica și sutele ei de batoane. Și are o idee extraordinară. Deși pentru a găti asta e nevoie de superputeri, la fel ca cele ale Monicăi. Asta trebuie să fie o supă super dulce.
nouă. Complet altceva în comparație cu dulcea rundă trecută. Întâmplător sunteți fani ai ouălor? Nu, se pare că nu. Katie, tu ești cea mai curajoasă. Dai bătaie. Iac, un ou crud direct în gură? Mai mult decât scârbos. Ted nu-i va urma exemplul. El are o idee genială. Frate, fii mai grijuliu. Ups. Și asta ce mai e? Un smoothie de ouă? Arată foarte simpatic, dar gustul e îngrozitor. Și cine s-ar fi așteptat să fie altfel? Ce se petrece? Nimeni n-are nicio idee? Ăsta pare a fi un loc special pentru cei care au terminat runda cu ouă. Dar Monica? N-ai cum să refuzi, scumpo. Ce mai căzătură! Peste tot doar ouă crude. Mă întreb dacă le va mai scoate vreodată din păr și haine. Nu-i prea drăguț să râzi de prieteni. Cred că toți trei aveți nevoie de un duș fierbinte. Oh, nu, ardei iuți. Asta nu va fi ușor deloc. Iar pentru unul dintre concurenți, aceasta va fi o adevărată rundă de foc. Așa-i, Ted? Oh, no! Ne pare rău pentru tine, frate, dar ai știut în ce te bagi de la început. Katie ia o mică înghițitură și simte imediat arsura. Oh! Bleh! Monica apucă toți ardeii dintr-o mișcare și ia o mușcătură bună din ei simultan. Foarte curajos, acum repede apă! Ted știe ce l-așteaptă și n-are unde să se mai ascundă. Fă-o, băiete, nu-i cale de întoarcere. Singura cale de a stinge flăcările e cu o cisternă de apă. Bietul Ted are nevoie de refacere. Ce e asta? O gumă? Ted are mai mult noroc, asta e sigur. Dar adevăratul câștigător al acestei runde este, de departe, domnișoara Monica. Katie nu mai pierde timpul, își mănâncă guma. What? Se pare că nu se pricepe deloc la făcut baloane. Dar Ted e pe cale să le arate tuturor cum se face. Are mai multă experiență la asta. Problema e că absolut mereu, mai devreme sau mai târziu, baloanele de gumă se sparg. Ted, baftă cu asta! Monica nu glumește deloc. Nici un truc, nici o glumă. Pur și simplu își bagă în gură toată guma de mestecat. Acum cu siguranță îl va întrece chiar pe Ted. Pare a fi un nou record mondial. Să vină cei de la Guinness! Prinsă de balonul ei, Monica începe să plutească. Cu bine, Monica! Să ai o călătorie plăcută! Bye-bye! Ursuleți dulci de jeleu. Sau mai bine zis, ursuleți.
Oh, acolo sunt mai mulți. Deloc sărăcăcios, dar o armată de ursuleți e și mai bine. Katie vrea să se dea puțin în spectacol. Mereu pune în valoare ceea ce ai. Și Ted adoră să se joace cu mâncarea. Mama lui nu ar fi deloc încântată să-l vadă acum. Fetelor, nu mai fiți așa de lipsite de haz. Ce-i cu fețele astea critice? Monica e în al 9-lea cer. Și cine nu ar fi în locul ei? Le face în ciudă prietenilor ei, dar totul se întoarce împotriva ei. Ai fost vreodată pus într-o situație asemănătoare? Are cineva vreo idee cum să salveze mâinile din încătușarea asta dulce?